Salut, rame, eu sunt Radu și bine v-am regăsit la un nou minunat episod de Last Day on Earth. Astăzi vreau să fac Nordwind Valley, dar vreau să fac totul de la început până la capăt, adică să fac zona, să lutez chesturile, să bat boșii și cam atât. Și cu ocazia asta puteți să vedeți și cum se face zona. Dar înainte de a vă arăta cum se face zona, nu uitați să apăsați pe butonul de like, pe butonul de subscribe, pentru că mai bine de 400% dintre voi sunteți neabonați. Și nu uitați să vă activați și clopoțelul, dacă l-activați veți avea 7 ani de noroc. Așa că, să vă arăt ce mi-am adus. Am luat 7 pistoale, câteva arme melee, 10 lemn și o să vă arăt ce o să facem cu ăsta 10 lemn, 2 armuri neapărat, heal, bandaje și un târnăcop, dar o să mai scoatem un târnăcop din inbox sau chiar două, depinde. Bun, aici luăm frumos Soulblade-ul, îi dăm ăstuia critică, îi facem, uite așa, va veni și ăsta. Nu-i problemă, că l-omorâm. Luăm din nou Soulblade-ul, hopa. Mă rog, aici trebuia să-i dau crică, trebuia să o iau mai prin spate, dar n-are nimic. Veniți frumos pe și, mă rog, îi dați critică, eu m-am grăbit. Băgăm niște heal. Aici vă duceți prin partea asta și îi dați ăstuia critică. Pe ăsta îl omorâți. Critică acestui Flutter Blotter. Și omorâți și pe ăștia. Perfect. Și eu n-am loc în inventar. Dacă aveți voi loc în inventar, luați loot-ul de la zombie, acadelele astea, vulpile, pentru că veți avea nevoie de ele. Perfect. Mergem prin partea asta. Îi dăm ăstuia o critică. Stai cu minte. Ăsta a murit direct. Ăsta ne dă cam mult damage, dar nu-i nimic. Băgăm așa niște heal. După mergem pe aici. Ăstuia îi dăm critică. Ăștia ne-au văzut. Perfect, îl omorăm și pe ăsta. Nu este foarte greu, trebuie să fiți puțin atenți. Perfect. Din păcate m-au văzut ăsta. N-are nimic. Îi dăm ăstuia așa critică. Ne ducem aici sus. Îi dăm și ăstuia critică. Îi omorâm pe ăștia. Opa, mi-a luat damage, nu-i nimic. Bun. Mai băgăm niște heal. Și acum mergem în partea asta. Îi dăm ăstuia critică, ne-au văzut ăștia doi. Pac. E bine că mai stau ăștia și își dau damage. Bun. Luăm din nou Soulblade-ul. Îi dăm ăstuia critică. Să știți că merge și pe aici un Skullcrasher destul de bine, dacă n-aveți Soulblade-uri. Dar eu mi-am luat Soulblade că am destul acasă și nu-i problemă. Îi dăm critică ăstuia. Pe ăsta îl omorâm. Uite, așa. Perfect. Aici trebuie să vă duceți în partea asta și să stați aici, pentru că va ieși un băiat din din văgăun asta, nu știu ce, peșter, habar n-am.
are multă viață și dă destul de repede și, și merge destul de repede. Facem, uite așa, luăm înapoi Soulblade-ul. Mergem în partea asta. Aici vă duceți direct. Nu cred că puteți să-i dați, da, nu puteți să-i dați critică ăstuia. În schimb puteți să-i dați critică ăstuia. Perfect. Îl omorăm și pe ăsta. Și acum mergem pe aici. Mergem așa pe aici. Aici vă recomand să îl bateți pe ăsta cu un pistol, pentru că dă foarte mult damage și mai bine îl omorâți cu pistolul, nu cu arme melee. Am încercat eu să-l omor cu arme melee și e cam la limită așa să-l omor. Așa că facem o din asta. Perfect. Și aici îi omorâți pe ăștia cu un cleaver sau cu machetă, pipe, ce aveți voi. Perfect. Și acum stați așa să bag niște heal. Perfect. Acum intrăm aici. Vreau să scap, de fapt să nu scap, să omor zombii de aici, ca să pot să duc armele melee care mai rămân la chopper, ca să pot să fac rost de loc, să lutez zombii și chesturile de sus. Bun, aici avem un felul următor. Luați frumos pistolul. Așteptați, rămâneți aici. Va trebui să vină riderul acela care se mișcă. Hai băiatul. E ușor de bătut, nu vă faceți griji. Mai băgăm așa. Și acum vă puneți frumos pe crouch. Ăstuia îi dați critică. Pe ăsta l-am omorât cu pistolul. Așa. Mai băgați niște heal. Ăstuia îi dați critică. Pe ăsta l-am omorât cu pistolul. Perfect. Aici aveți un chest. Acum luați înapoi cleaver-ul sau ce armă melee aveți voi. Vă duceți așa pe aici prin spate. Îi dați ăstuia din mijloc o critică. Îi omorâți. Perfect. Mai băgați așa niște heal. Îi bate și păștia. Armura mea deja e pe roșu. Perfect. Aici luați Soulblade-ul. Îi dați critică ăstuia. Pe ăsta l-o omorâți. Vă duceți frumos pe aici, prin spate. Îi dați și ăstuia critică. Ăstuia la fel, critică. Și aici din nou critică. Bun, am omorât tot. Și acum o să mă duc frumos la chopper și o să las armele mele.
Bun, am lăsat armele, mailii, facem așa puțină ordine și acum salutăm tot. După cum bine ați văzut, am luat o vulpe din asta, aici altă vulpe, perfect. O să iau și sfoara, pentru că sfoara nu prea mai am în bază, mai am undeva la vreo 3-4 stack-uri și cam am nevoie. Deci, da, o să dau un schimb de lila cârpă, că am destulă. Luăm așa, restul nu prea mă interesează, dar astea sunt un pic, da, nu mă interesează. Voi puteți să le luați în schimb dacă vreți. Nu trebuie să faceți totul după mine, chiar așa, tot. Așa. Luăm tot, nu lăsăm absolut nimic. Ne schidem și chestul acesta. Vă recomand să luați și cuprul. După cum bine ați văzut, sunt două bucăți de cupru, o bucată aici și o bucată mai sus. Uitați și cealaltă bucată, dacă vă uitați pe minimapă. Dacă luați astea două bucăți de cupru și le mai luați și pe alea trei de unde o să bat eu boșii, practic 5 bucăți de cupru pe zi. Și practic aveți un stil pe zi dacă e să o luăm așa. Deci merită. Perfect, lutăm tot. Lutăm și astea. Lutăm și pe Desist Wolf-ul ăsta. Ia să vedem ce primim. Bandaje, de fapt un bandaj. Pantalonii ăștia nu prea mă interesează. Da, cam atât. Nu mă mai interesează nimic. Bun, intrăm frumos aici. Și o să vă arăt ce o să fac și cu ăla 10 lemn. Bun. Vă duceți frumos aici. Aprindeți focul ăsta și focul ăsta. Îl dezghețăm pe ăsta. Punem așa bandaje, nu uitați să puneți bandaje. Și l-așteptăm aproape aici de foc, să vină lângă foc. Și da. Și prin scutul ăsta îi dați 21 damage. De la 5 damage la 21. Deci, practic, merită. Vă oferiți de abilitate. Stai cu minte. Așa. Băgăm niște heal. Înlocuim pistolul. Ce primim? Hai totul să las carnea și pielea. Nu-i problemă, carne și piele farmez, deci nu-i pierdere foarte mare. Deschidem frumos și chestul ăsta. Un ticket roșu. Să-i luptăm și pe ăștia. De la ăștia primiți cancel. Primiți decorațiuni din astea albastre. Perfect. Și acum vă duceți în partea asta. Și
Aici puteți să-i dați o critică cu subledul, doar că, bineînțeles, eu am lăsat subledul pentru că nu prea am spațiu, deci o să-l bat așa. Perfect, l-am bătut pe urs. Băgăm așa niște heal. Să avem viața full. Deschidem frumos chestul ăsta. 7 din astea galbene. Foarte bine. Și acum împodobim frumos bradul și vă arăt un trick. Fugiți, vă duceți în partea asta și așa nu o să mai sară toți pe voi. Că dacă sar toți pe voi, o să primiți foarte mult damage și nu știu dacă o să faceți față. Așa că cel mai bine faceți cum am făcut eu. Perfect, îi lutați și pe ăștia, că și la ăștia primiți decorațiuni. Așa, schimbăm pistolul. Mai băgăm așa niște heal. Hai, mai băgăm încă o bucată ca să avem full. O să mai sară și ăștia doi. Îi omorâm și pe ăștia, nu-i problemă, îi omorâm destul de repede. Așa. Da, am făcut un stack de sfoară, e bun și ăla. Bun, iar acum vă duceți înapoi la brad, împodobiți bradul și puteți să-l omorâți pe Bad Santa. Bun, l-am omorât, take call și probabil o să vă întrebați: Radu, dar ce faci cu armele astea stricate? De ce nu le dai delete? Păi simplu, le bag pe recycle pentru că nu am levelul maxat pe arme de foc și cel mai bine păstrez armele astea și da, și așa fac level, mă rog. Mai băgăm așa un pic de heal și acum să... Mi s-a rupt ăsta. Weapon. Iron pickaxe. Perfect. Bun. Și aici veți avea 3 bucăți de cupru. Astea 3 bucăți de cupru le luați, le mai luați și pe alea 2 de sus și practic ați făcut 5 bucăți de cupru, deci practic un cupru prelucrat. Bun, dacă aveți noroc și aveți și skill-ul acesta, unde este Copper Miner, puteți primi o bucată în plus. Eu trebuia să iau 3, dar având chestia asta am primit 4 bucăți. Nu e nimic, chiar mă bucur că sunt pe plus. Deschide frumos chestul, încă aveți un chest. Ăsta îi fac așa, fac așa. Bun, și cam atât. Nu uitați, luați și celelalte, și celelalte 2 bucăți de cupru de sus și cam atât. Bun, cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like, pe butonul de subscribe.
să vă activați și clopoțelul și până data viitoare eu v-am salutat, aveți grijă de voi și da.